Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii Profil de Medic. Se spune că ochii sunt lumina sufletului. Ei sunt singurii care pot transmite stările prin care trecem. De data asta încerc și eu să vă transmit cât de bucuroasă sunt că am alături de mine un om cu peste 30 de ani experiență. Este vorba de doamna doctor colonel Monica Gavriș, medic primar oftalmologie. Bine v-am găsit! Bună dimineața! Înainte să începem discuția, aș vrea să vă prezint puțin telespectatorilor. Aș vrea să știți că s-a născut în 15 mai 1961, este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, secția Medicină Militară, promoția 1981-1987. A făcut nenumărate stagii practice în clinici din Germania, Ungaria, Franța. Este membru a mai multor societăți medicale și internaționale și până în prezent a efectuat peste 20.000 de cazuri operate prin toate tehnicile. Aș vrea să începem, dar ne spune cum a fost acea perioadă la medicina militară. Este cam același lucru cu medicina, facultatea de medicină de la noi, să spunem, sau e diferită? La tinerețe știți cum este, uneori poate nu gândești mult. M-am dus la medicina militară pentru că era o noutate. Era pentru prima dată când se înființa o secție de medicină militară cu 25 de locuri pentru fete. Medicina militară, sigur, exista dintotdeauna. Mi s-a părut interesantă ideea de a face altceva decât făceau probabil majoritatea. E adevărat că am făcut liceul la Sibiu în perioada 76-80 și deja de acolo, fiind comisariat militar, școli militare, ne-au recrutat probabil mai ușor. Dacă rămâneam la Blaj, probabil că făceam medicina la Cluj. Nu-mi pare rău, pentru că medicina m-a învățat să fiu mai ordonată, medicina militară mai organizată, mai riguroasă în tot ceea ce fac. Sigur că a fost greu la început, pentru că participam la cursuri alături de colegii civili, noi eram două grupe de medici militari în cadrul unei serii de 120 civili și acolo aceleași pretenții pe care profesorii le aveau de la colegii noștri civili, aveau și de la noi militarii, care aveam în plus și alte atribuțiuni, convocări, ore de pregătire militară, tactică militară, medicină în campanie, medicină de urgență. Timpul a trecut. Medicina, Bucureștiul a fost frumos, dar pentru mine mi s-a părut cam obositor, provenind dintr-un oraș liniștit ca Blajul, situat pe cele două târnave, încât nu mi-am dorit să rămân acolo și așa m-am întors la Cluj când am terminat facultatea în 1987. Sigur, cum am hotărât să fac medicină, să fac oftalmologie? Eu mai am două surori și un frate. Sora mea, care urmează după mine și care este asistentă medicală, am făcut amândouă liceu sanitar la Sibiu, în clasa 10 s-a descoperit că vede slab cu un ochi. Dramă în familie. E o afecțiune congenitală, n-a știut nimeni până când sora mea avea 16 ani. Și atunci am umblat cu ea pe la mai mulți oftalmologi și era în București profesor Olteanu, actualul profesor Mircea Filip, Dana Șelaru, pe care i-am cunoscut și așa am avut primele mele tangențe cu oftalmologia. Mi s-a părut o profesie interesantă, spectaculoasă, deși pe sora mea n-am putut-o ajuta. Ochiul drept a rămas mai slab pentru că era o diferență foarte mare de dioptrii dobândită, deci a fost congenitală. Ochiul drept miopie de minus 18 dioptrii, ochiul stâng o hipermetropie mică, plus 1,5, plus 2. Deci, sora mea a făcut o scleroplastie în anul acela pentru a stopa miopia. E adevărat, miopia s-a stopat, dar vederea ei n-a mai fost recuperată. Și de acolo, dorința mea de a cunoaște mai multe despre oftalmologie. Încât în anul 4 spre 5 mi-am ales să-mi fac lucrarea de diplomă în specialitate oftalmologie cu actualul profesor Mircea Filip, care este și președintele Societății Române de Oftalmologie în prezent, medic militar, deloc de la Baia de Arieș, vecin cu noi, da, cu Clujul și cu județul din județul meu Alba. Am stat lângă dumnealui nu numai pe parcursul orelor sau timpului discuțiilor cu lucrarea de diplomă, ci l-asistam la consultații marțea după masa. Se lucra foarte mult atunci. Când terminam cursul, îl găseam pe profesorul Filip, atunci cred că era asistent sau șef de lucrări, până seara la 10, 11, 12, mă conducea acasă când plecam de la. Sigur că n-am învățat foarte multe, dar am început să-mi placă, să simt că acolo mi-e locul. Când am terminat medicina, dumnealui mi-a spus, dacă vrei să faci oftalmologie, du-te la Cluj. Acolo este doctorul Horge, care m-a învățat și pe mine meserie. Îl cunoscusem pe doctorul Horge din stagiile de vară. Când am terminat anul 2, am făcut stagiu de practică la Spitalul Militar, la secția chirurgie, oftalmologie, deși după ce am terminat stagiul și m-am dus la dumnealui și am cerut să-mi dea o adeverință că am practicat, mi-a zis dumneavoastră, domnișoară, păi n-ați fost la mine.
Am fost, domnule doctor, eu nu v-am văzut pe aici. Foarte riguros, doctorul Horge, foarte sever, dar asta nu m-a speriat. Deci atunci nu mi-a dat adeverința, pentru că eu n-am fost 3 săptămâni în stagiul la oftalmologie. Ca și la 20 de ani. Am mai fost câteva zile la Felix, am fost câteva zile la altă secție, deci nu constantă. Dar m-a luat în sală cu dumnealui atunci și mi-a spus, avea personal puțin, lucra greu, 3 asistente, 3 ture, 2 infirmiere. Și într-una de zile zice, domnișoara doctor, aveți curaj să mă ajutați la operație de strabism? Domnule doctor, eu am curaj, câtă încredere aveți dumneavoastră în curajul meu. Așa că, absolventă de anul 2, l-am ajutat pe maestrul meu, pe doctorul Horge, la operație de strabism. Și a început să-mi placă și mai mult oftalmologia. Tot atunci dumnealui mi-a operat o rudă, un unghi, care stătea orb de 2 ani de zile acasă, pentru că alți doctori de la Blaj, Sibiu, de la Târgu Mureș, nu l-au operat pentru că avea și probleme cardiace și ei recomandau să-i se rezolve problemele cardiace, să pună un pacemaker sau o altă intervenție și de-abia pe urmă operația de cataractă. Unchiul meu a refuzat, l-am adus la doctorul Horge, care l-a operat și a văzut foarte bine până a murit. A fost încă un element care m-a tras spre oftalmologie. Mi s-a părut foarte spectaculoasă, o specialitate curată, o specialitate în care nu se făceau așa multe investigații. Mi-amintesc că la boli interne tot măsuram lichidul gastric, se făcea acel tubaj, sondaj gastric care dura mult și măsuram cu seringa cât scoatem din stomacul pacientului. La oftalmologie măsuram acuitatea vizuală, presiunea, fundul de ochi, mi se păreau lucruri mai spectaculoase. Oare am vorbit? Domnul numai doctor, eu, vă rog, și pe dumneavoastră. Ioan Hogiu este și a devenit mentorul dumneavoastră. Spuneați la un moment dat că el este cel care v-a dat aripi și care v-a făcut să înțelegeți că oftalmologia nu este doar un serviciu. O profesie, este chiar o pasiune. Așa este. Domnul doctor Horge este modelul meu de viață, modelul meu de oftalmolog. Ați vorbit de atâtea stagii pe care le-am făcut în altă parte. Stagiul meu cel mai important a fost aici lângă doctorul Horge. Dumnealui m-a format, dumnealui pot să spun că m-a crescut în oftalmologie. Pentru că v-am povestit, am venit aici de când eram studentă și pe vremea mea, după terminarea facultății, făceam 3 ani stagiu într-un spital. Eu am ales Spitalul Militar Cluj pentru că deja îl cunoscusem pe doctorul Horge, cel care urma să devină mentorul și maestrul meu. Și cele 6 luni care trebuia să le fac pe secții precum chirurgie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, eu le-am făcut tot pe oftalmologie. Încât în momentul în care am terminat stagiatura, eu ar fi fost ca și cum aș fi terminat rezidențiatul. Am reușit să iau la rezidențiat oftalmologie, așa că am mai stat lângă dumnealui încă 3 ani. Dânsul spunea, Monica a rămas repetentă, în loc de 3 ani a făcut 6 ani de rezidențiat, de secundariat în oftalmologie. M-a impresionat tot la dumnealui. De la căldura sufletească, dragostea pentru pacient, ordinea și disciplina, sigur era medic militar, format în vremurile în care armata avea o rigoare extraordinară și o ținută și morală și profesională. Un om care făcea oftalmologia de la A la Z, de la prescriere de ochelar până la operații complicate, tip transplante de cornee, keratoproteze optice. Uneori mă simt prost că n-am făcut câte am învățat de la dumnealui, câte am văzut, pentru că astăzi medicina se împarte. Sunt atâtea domenii și ni se recomandă, chiar suntem obligați să ne structurăm pe un anumit domeniu, încât eu m-am canalizat pe chirurgia cataractă, chirurgia refractivă, decât și practică și alte tipuri de intervenții și, sigur, consultații oftalmologice plenare. Deci doctorul Horge este omul care m-a format pe mine, căruia îi mulțumesc și datorez succesul meu profesional. Și care, atunci când s-a pensionat, chiar v-a lăsat sarcinile dânsului în grija dumneavoastră. Mai exact, din 2000 sunteți șefa secției din de oftalmologie. Din 2000 sunt șefa secției de oftalmologie. Ce să vă spun, mi-amintesc că dumnealui a plecat în 2000 și în 2001 s-a schimbat tehnica radical. Am trecut de la extracția extracapsulară, în care făceam incizii pe 180 de grade, la tehnicile acestea mini-invazive cu incizii de 3 mm și acum 2,2, și am organizat în 2004 o conferință cu operații în direct, un live surgery, în care dumnealui sigur era invitat de onoare și emoțiile mele erau nu față de colegi, ci față de maestrul meu, cum mă prezint. Nu cumva să am o complicație, mă gândeam că îl fac de rușine, că nu demonstrez că sunt demn la șefia secției după așa o personalitate ca dumnealui. Deci doctorul Horge, 20 de ani, a fost în fruntea oftalmologiei românești. Transplante de cornee, keratoproteze optice sunt lucruri de care astăzi auziți tot mai puțin.
transplante fac colegii de la Spitalul Militar Central, mai face profesorul Chisăliță la Iași, dar keratoproteze optice nu mai pune nimeni în România. A mai pus profesorul Mihai Pop, s-a pensionat și dumnealui. Nu. Tinerii din ziua de astăzi doresc lucruri pe care să le însușească rapid. Nu vor ca să aibă complicații, nu vor să aibă pacienți nemulțumiți și nefericiți. Trebuie să ne asumăm și acest risc. Cazurile complicate nu înseamnă totdeauna succes. Trebuie să explicăm pacientului, să stăm de vorbă cu el, să-i alocăm timpul cuvenit ca să înțeleagă că medicina nu e aritmetică. Și 2 cu 2 în medicină nu fac totdeauna 4. Se mai poate și greși. Nu-i vorba de greșeală neapărat, pentru că noi respectăm protocoale și spunem n-am greșit nimic. Este vorba de cum reacționează fiecare ochi, fiecare pacient. Știți? Nici 2 ochi nu sunt la fel. Deși de fiecare dată când am un pacient care are un ochi mai slab din naștere, încep operațiile cu ochiul mai slab. Chiar dacă pacientul spune că ăsta n-am văzut, eu vreau ochiul bun. Nu, e un exercițiu și pentru dumneavoastră și pentru mine. Trebuie să știm cum reacționează ochiul și ce facem. Este o specialitate sensibilă pentru că omul... Ochiul ne asigură 70% din informațiile exterioare, știți? Dacă n-auzim mai bine, n-auzim sau auzul este scăzut, este foarte rău. Dar dacă nu vedem și ești în beznă, e și mai rău. Aș vrea să mai menționez că împreună cu soțul dumneavoastră, domnul dr. Sorin Mihai Gavriș, medic primar în oncologie, radioterapie, ați dezvoltat o tehnică originală în tratamentul tumorilor pleoapelor. Ceea ce a făcut și lucrarea dumneavoastră de doctorat din anul 1999. Cum a fost? Deci, perioada aceea, după 90, când s-au deschis granițele și toată lumea a putut să călătorească și să abordeze tehnici moderne, în chirurgia cataractei s-a trecut de la extracția intracapsulară la extracția extracapsulară. A fost un concept revoluționar, pentru că am început să implantăm cristaline la toți pacienții. Dacă până atunci oamenii să vadă bine după operație, aveau nevoie de acei ochelari groși, ca și sticla de lapte, știți, așa, o grosime foarte mare, ei au început să vadă fără ochelari la distanță, să poarte doar la aproape sau invers. Iar în acest domeniu, sigur că erau implicați în dezvoltarea acestui procedeu chirurgii care la vremea respectivă erau consacrați, oameni între 40 și 60 de ani. Și eu nu mă vedeam să fac față unei lucrări de doctorat în domeniul chirurgiei cataractei, deși asta era specialitatea secției noastre. Și atunci, cunoscându-l pe soțul meu, mi s-a părut interesant să ne aplecăm asupra acestui domeniu, chirurgia palpebrală, epitelioamele, pentru că doctorul Horge îmi și dădea aceste cazuri. Astea, fă-le tu, sunt pentru tine. Nu implicau atât de multe complicații ca și sau nu afectau vederea un eșec într-o operație palpebrală ca într-o chirurgie a cataractei, știți? Și m-am gândit că pentru vârsta pe care o aveam atunci este mai bine să iau un domeniu care nu este în centru acțiunii colegilor care erau în frunte oftalmologiei românești. Și așa am dezvoltat o lucrare care s-a numit Controverse între chirurgie și radioterapie în tratamentul epitelioamelor palpebrale, pentru că soțul meu, fiind radioterapeut, el avea o experiență vastă cu aplicarea radioterapiei în aceste tumori. Eu am început să am și am preluat și din experiența maestrului meu cazuistică cu epitelioamele palpebrale tratate chirurgical. A fost o muncă de 3-4 ani în care am operat, am comparat, alergam cu pacientul de mână la fotograf să-i facem fotografii. Nu era dezvoltată așa fotografia digitală, să le facem poze ca și astăzi. Deși avea microscop operator cu cameră video, cred că nici noi nu știam cum să sistăm de acolo poze, ci numai filme făceam, încât mi-era greu cu pacienții la control să-i mai chem. Spunea ce, am avut o bubă, nu mai am nimic, de ce să vin, nu mai vreau să-i duc la fotograf. O experiență plăcută, sigur că experiența noastră s-a concretizat într-o monografie, care a fost utilă pentru colegii care abordează cu prioritate această patologie. Și nu v-ați oprit aici, ați mers mai departe cu alte metode noi, să zicem așa, sau adăugat, de exemplu, practicarea în premieră la noi, la Cluj a fost, ca chirurgie modernă a cataractei. Astfel, laserul. Exact, în luna februarie 2013 s-a efectuat pentru prima dată în țara noastră primele operații
de AGGN în care ați folosit asistate de laser, să zicem așa. Deci, tehnologia modernă pătrunde foarte rapid oriunde, pentru că internetul a pătrund în casele noastre și odată cu el toată informația mondială. Dacă în aprilie 2011 eram la San Francisco și acolo am văzut la o conferință o astfel de operație și chiar ni s-au dat ochelari 3D ca să vedem exact, să fim în mediul respectiv, cum funcționează laserul, cum se vede în ochiul pacientului, mi s-a părut așa o explozie, că tehnica aceasta este extraordinară și că e tehnica viitorului. Așa a fost de bine primită și s-a crezut că se schimbă drumul, că cataracta se va rezolva doar cu laserul. Și acum să vă spun că sunt un pic dezamăgită, dar înainte de a fi dezamăgită să vorbesc despre anul 2013. Am fost foarte încântată că 2 ani mai târziu, după San Francisco, am avut și eu un laser în România și am putut să-l aplic în cazuri normale la început și pe urmă în cazuri dificile. Ce aduce tehnologia laser? Aduce precizie, siguranță, predictibilitate. De ce? Pentru că deși fac această operație din 2001, chirurgia cu ultrasunete, deși efectuez peste 1000 de operații de cataractă pe an, cu această mână a mea, mâna dreaptă, capsula Orexis, o etapă foarte delicată. Deci noi, ca să putem îndepărta cristalinul printr-o incizie mică de 2 mm, decupăm înainte capsula anterioară, cu pensă o făceam, da? Acum o facem cu laserul. Laserul are incorporat un calculator, are un OCT, un tomograf, în coerență optică, care ne arată unde e poziția cristalinului, unde e capsula posterioară, de aici siguranța. Și atunci, capsula Orexis-ul meu manual poate să fie odată făcut de 4,5, alte ori de 5,5, alte ori de 5 mm, că n-am cum să-l măsori intraocular. Eu lucrez într-un spațiu foarte mic, de 3-4 mm, cât e camera anterioară. Utilizăm foarte multe substanțe ca să nu distrugem nici endoteliul cornean, dar nici să nu intrăm în cristalin, pentru că nu mai vedem capsula. Și atunci laserul aduce această performanță, că el cu precizia unui calculator face un Rexis perfect circular pe care îl poți centra foarte bine. De ce? Că parametrii sunt introduși în calculator, pe urmă aplicăm sucțiunea pe ochiul pacientului, este o interfață cu pacientul și după ce noi ne verificăm parametrii, da? Numai pe urmă îi validăm și laserul taie. Deci ai posibilitatea în timp real să modifici dimensiunea, să modifici poziția rexisului, fragmentarea cristalinului și inciziile. Laserul efectuează aceste trei etape deocamdată. Fragmentarea, capsulor rexisului și inciziile, care sunt cele mai importante etape din chirurgia cataractei. Dar, în continuare, avem nevoie de ultrasunete, pentru că cu ultrasunete este topit și scos cristalinul. Știți? Și asta spuneam că aici e dezamăgirea mea. Mă așteptam că în acești 5 ani, pe acest laser, să se mai pună alte programe încât el să poată face operația cap-coadă. Pentru că altfel, tehnologia este scumpă, se mai pierde în plus 3-5 minute cu această etapă intermediară și nu poți spune pacientului am rezolvat cap-coadă laser. Deci, avantajele sau tehnologia cred că trebuie să continue. Viitorul va trebui ca să modernizeze, să dezvolte acest aparat încât el să aibă încorporat și un microscop operator și probabil o sondă prin care să îndepărtăm tot cu energie laser cristalinul. Astfel, intervenția ar putea să se facă cu un singur aparat. În al doilea rând, acest aparat are nevoie de condiții speciale, de temperatură, de umiditate, deci stăm cam în frig, laserul funcționează între 18, 20, 22 de grade, sala de operație. Un alt avantaj al acestui tip de laser, de care beneficiez din 2015, este că cu ajutorul lui pot efectua flap-ul în chirurgia refractivă corneană. Ce înseamnă chirurgia refractivă corneană? Se adresează tinerilor între 20 și 40 de ani care nu doresc să poarte ochelari, de să-și reducă dioptrie. Tehnica cea mai populară și mai modernă este lasicul. Cu ajutorul femtolasicului îi spunem femtolasic. De ce? Pentru că tot cu precizie de calculator, acest laser efectuează acest flap foarte fin de 110 microni cu o precizie de plus minus 5 microni. Acest flap se ridică cu o spatulă și vine un alt laser în excimer care îl abrează. Deci la fel, și dincolo am nevoie de două lasere. Eu cred că suntem într-o perioadă de tranziție, tehnologia este în plină ascensiune și dezvoltare. Așteptăm ca viitorul să simplifice lucrurile în avantajul pacientului. Ce este rău pentru noua generație? Pentru că dacă utilizăm numai de aceste computere, de aceste lasere, nu? Chirurgii mari, de Da Vinci, ne pierdem manualitatea. Eu cred că tehnologia modernă poate că asta și dorit, să reducă diferența între chirurgi, da?
să nu mai fie nevoie de atâta exercițiu, de atâta muncă, de atâta manualitate, pentru că se vede clar când operează un chirurg începător și unul cu experiență. Știți? Mi-amintesc și de mine când am operat prima dată în direct la Life în 2004 și cum operez acum. Deci eu totdeauna am musafir în sala de operație, nu am reținere pentru asta, îi arăt, îi învăț, am mulți colegi tineri, am și oftalmologi care vin ca să vadă experiența mea sau schimburi de experiență. Vorbim la conferințele, prezentăm lucrările noastre, operăm în direct. Am operat la foarte multe conferințe tocmai pentru a transmite învățături directe. Adică în timpul operației se comentează, le arăți instrumente noi, tehnici noi. Cred că am ajuns la etapa la care pot și eu să dăruiesc, așa cum doctorul Horge mi-a transmis multe informații care îmi sunt utile și astăzi. Cred că acum sunt și eu în stare să împărtășesc din experiența mea și din sigur din tehnologia actuală. Și cum e tineretul care vine din spate? Sunt foarte entuziasmați. Sunt foarte entuziasmați. Doar că ei nu doresc ca tot timpul să și-l petreacă în spital. Dacă eu stăteam lângă doctorul Horge de dimineața și până noaptea la 11 vă povesteam că îl însoțeam la policlinica cu plată de pe Măloasa să mai văd un caz interesant și să-l ajut pe post de asistentă să scriu o rețetă, să pun o picătură în ochi, colegii mei văd cu mai puțin entuziasm pentru astfel de lucruri. Ei vor să facă ceea pentru adică munca pentru care s-au pregătit, să fie doctor cu adevărat, și asta nu este rău. Au acces la informații, au cărți, au internetul, pot să participe la conferințe, nu mai este așa de greu ca să te duci la un congres în afară, pentru că chiar dacă taxa de participare costă 500 de euro, să zicem, pentru medicii tineri este mai ieftin, 150-200, sau chiar dacă e 500 de euro și permit în ziua de astăzi. Pentru noi era așa ceva, când eu câștigam 70 de mărci pe lună, unde să mă duc să-mi plătesc o taxă la un congres care costa 500 de dolari? Mi-amintesc că în 2001 am trecut la chirurgia modernă și am avut multe complicații la prima 100 de cazuri. Chiar le-am publicat că din 100 de pacienți, complicații am avut la 10%. Un an mai târziu, la congresul nostru a medicilor militari, a venit profesorul Biro de la Peci, care era înaintea noastră cu câțiva ani în chirurgia modernă și ne-a adus niște caiete care erau și traduse în limba română, bazele facoemulsificării. Și spuneam atunci, cu voce tare, dacă aș fi avut această carte înainte de a începe să operez, cred că complicațiile mele erau mai puține. Dar totdeauna înveți din greșelile tale și probabil că asta m-a ambiționat să merg mai departe și acum rata complicațiilor este că ai 2-3 complicații pe an. Din cele 100 de cazuri, practic. Da, bun, din 1000 de cazuri dacă punem 2-3 complicații pe an. Și astea, în general, aceste eșecuri sunt la cazurile complicate, pentru că chirurgia cataracte, nu toate cataracta pacientului vârstnic, cataracta senilă, avem și cataracte traumatice cu cristaline subluxate, avem cataracte complicate la copii cu veite, la adulți cu veite. Dumneavoastră spuneați că tinerii nu sunt... Nu, neapărat că nu sunt așa dedicați. Sunt foarte dedicați, dar ei vor să-și împartă timpul și în avantajul lor. Țin la personalitatea lor, văd, ei au orele de sport la care nu renunță. Da. Vreau să întreb, ce faceți dumneavoastră cu timpul dumneavoastră? Timpul meu este aici. Pentru mine profesia este totul. Fetița mea și spune, vai, mamă dragă, zice, tu ai rămâne tot timpul la spital. Zic, da, mie îmi place să operez, îmi place ceea ce fac. Sigur că profit de plecările la conferințe când era fetița mică, de la 4-5 ani o luam cu noi. Profit de după mesele mele libere, care este după masa de joi, după masa de luni, de la ora 6, și atunci fac și o oră de sport. Și sigur sâmbăta și duminica. Ce fac? Călătorim cu familia, înotăm, mai stăm în curte, ne bucurăm de toamna asta frumoasă. A fost o toamnă lungă. Aveți o fetiță care de fapt acum este o adevărată domnișoară în anul 2 la medicină. Cum v-ați împărțit timpul între servici și creșterea ei? Văd că a urmat aceeași pasiune ca și dumneavoastră și a ales medicină. A fost greu pentru că eu m-am căsătorit la 33 de ani, copilul a venit la 38 de ani, da, cu Iulia în burtă mi-am susținut teza de doctorat în martie 99 și Iulia s-a născut în iunie 99. Eram deja medic primar și 6 luni mai târziu eram și șefă de secție. Mi-a fost greu. Dar am avut sprijinul familiei. Mama mea, o doamnă, Maria Pojar, care a locuit cu noi, soțul meu, o altă prietenă, tanti Florica Stamate. Am avut încredere în cei din jurul meu. Nu am fost foarte fixistă că trebuie să dau eu de mâncare sau nu. Am alăptat-o 6 luni, am lăsat-o pe urmă cu mama și cu femeia. Mi-am continuat mai departe drumul cu conferințele, iar după vârsta de 4 ani am luat-o cu mine peste tot.
Colegii mei acum când o văd spune, domnișoara, pe ea era îmbrăcată în rochiță, fustiță de balerină, dansa la conferințele noastre. Au trecut ani, încât Iulia, la primul live în 2004, deci avea 5 ani, stătea în primul rând și era foarte entuziasmată să vadă ce fac. Câțiva ani mai târziu era la București și regretatul domnul profesor Cârstocea, vis-a-vis de operația pe care o am făcut-o foarte frumoasă, spunea: eu nu cred în această tehnologie. Implantam atunci un cristalin fachicașe și a avut dreptate. 10 ani mai târziu acest cristalin s-a scos de pe piață. Eu eram mai tânără, mai entuziasmată, spuneam: sper să văd rezultatele. Au fost discuții aprinse, încât Iulia mea spunea: vai mamă, tu ai operat cel mai frumos și așa de bine, ce tot comentau ăia? Deci copilul a crescut în această atmosferă, cu pacienți, cu spital, în cabinet, venea și își punea parafa de Iulia balerină pe rețetele pacienților. Acum este studentă anul 2 la medicină, este și ea pasionată de oftalmologie, pentru că, nu știu, poate că am luat-o mai mult cu mine, deși a fost și pe la oncologie, pe la soțul meu, și mi-a zis că specialitatea lui nu i-ar place. Fiind fetiță, cred că se regăsește aici, are manualitate, are dexteritate, și poate și cabinetul, că eu lucrez și în privat, nu lucrez doar la spitalul militar. Asta a fost aproape de locuința noastră și cred că și asta a atras-o. Este sănătoasă, este frumoasă, are 19 ani, schiază, înoată, a făcut când școală germană, mă bucur pentru ea. Că face acel lucru. Ați avut intervenții împreună? Încă nu, pentru că de-abia este studentă în anul 2, dar am început deja acasă să o învăț să coase pe câmpuri de pânză. Cum să țină portacul în mână, cum trebuie să facă nodul. Din vara viitoare o să o iau în blocul operator ca să învețe să lucreze la microscop, să învețe să dea ochelari, pentru că ea e purtătoare de lentile de contact. I-am scris că prima ei specializare să fie cumva aceasta cu portul lentilelor de contact la copii și tineri. Pentru că vedeți că tinerii din ziua de astăzi nu mai sunt ca noi. Dacă se poate altceva decât ochelar, ochelarul îi încurcă. Și eu îi cred, pentru că ei sunt mai antrenați în activități sportive. Vedeți, înot, schi, nu știu, ciclism, tot felul de activități care, în care ochelarul îi deranjează. Și dacă se poate mai bine, de ce să nu fie mai bine pentru ei? Probabil că atunci o să aveți mai multe emoții decât atunci când ați prezentat filmarea live pentru mentorul dumneavoastră. Probabil. Mi-amintesc de profesorul Filip, când băiatul lui a operat cu mine aici la Cluj, soția lui a început să plângă. Ce l-am văzut pe Andrei, a demonstrat că este bun. Iar soțul meu spunea: sper să o vedem și noi pe fetița noastră. Și de câte ori îmi învățam un coleg să opereze, spunea: ajută-i, că cineva o să ajute și pe fetița noastră dacă noi nu o să mai fim atunci activi. Dar sper să fiu, pentru că pe mine meseria mă menține în tonus. Așa cum v-am spus, probabil că sunt printre cei 2-3% care fac ceea ce le place în viață. Cred că mă prinde această profesie, m-a antrenat, pentru că altfel nu poți să rezici să lucreze dimineața până seara. Cu omul este greu, pacientul bolnav are un stil diferit, e o altă psihologie. Vorbeam cu colega mea rezidenta, cu Svetlana, ca seara am stat de vorbă cu o pacientă să o liniștesc, pentru că după ce am spus ce probleme are, nu se mai putea ridica de pe scaun. Trebuie să avem și răbdare, trebuie să avem și tact, dar trebuie să-i spunem și pacientului și ce are, pentru că fiecare om trebuie să știe cum își gestionează problemele. Da. Așa, spre încheiere, aș vrea să vă rog să ne dați sau să le dați câteva sfaturi celor care aleg să facă medicina. E oftalmologie sau care altă specializare? Celor care le place să învețe, să studieze, merită să facă medicina, pentru că ea este lungă, 6 ani și toate specialitățile începând între 3 și 7 ani. Dacă nu au această chemare pentru studiu lung și aprofundat, sunt atâtea alte meserii care le oferă satisfacții. Trebuie să te regăsești în ceva, altfel nu poți duce munca frumoasă și grea care este medicina. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și să sperăm că o să ne mai revedem. Cu tot dragul. Mi se pare că n-am spus cât ar fi trebuit. Sunt atâtea lucruri despre care am mai fi putut vorbi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi și până data viitoare îmi doresc să ne vedem sănătoși. Pe curând! La revedere!